Swung in by Shutter, all the way in! Wow! Ajax, o echipă fascinantă față de care nu poți rămâne indiferent, cel puțin în acest sezon. De-a lungul timpului, cei supranumiți lăncieri au cucerit de 33 de ori titlul de campion ai Olandei, de 18 ori au triumfat în cupă și de 4 ori s-au impus în Champions League. De asemenea, în opinia multor experți, Academia de Fotbal a celor de la Ajax este cea mai valoroasă din toată lumea. Școala din Amsterdam a dat omenirii mari jucători precum Johan Cruyff, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar, Edgar Davids, Clarence Seedorf sau Wesley Sneijder. E clar că lista mai poate fi prelungită și cu alte nume grele, iar ceea ce contează cu adevărat e că an de an se suplinește cu nume noi și noi. Ajax Amsterdam a fost înființată în anul 1900 și înainte de a ajunge în prima ligă olandeză a petrecut mai mult de 10 ani prin diviziile inferioare. Apoi au urmat alte perioade cu retrogradări și promovări, până când în anul 1918, sub bagheta tehnicianului Jack Reynolds, lăncierii au devenit pentru prima dată campioni ai țării lalelelor, după care până în prezent s-au păstrat la cel mai înalt nivel. Denumirea de Ajax cel mai probabil se trage din miturile Greciei antice. Homer, dar și alți scriitori ai lumii vechi au menționat în lucrările sale un rege pe nume Ajax. Acesta a luat parte în războiul dintre Grecia și Troia, unde a luptat chiar contra prințului troian Hector. Conform miturilor, Ajax a fost trimis pe pământ de către Zeus la rugămintea lui Hercule. Anume de aici se trage porecla echipei olandeze, fiii zeilor, iar celălalt supranume, lăncierii, probabil este o trimitere la faptul că Ajax era un războinic iscusit ce ieșea pe câmpul de luptă cu o lancie mare. Ei bine, lăsăm deoparte istoria și revenim la fotbal. În anul 1970, în a 15-a ediție a Cupei Campionilor, în premieră a reușit să se impună o echipă olandeză. Este vorba de Feyenoord, care a trecut în finală de Celtic Glasgow. În sezonul următor a venit rândul să triumfe o altă reprezentantă a țării lalelelor. De această dată au fost anume prietenii noștri de la Ajax. Atunci lăncierii erau antrenați de celebrul Rinus Michels, iar pe teren picta minuni maestrul Johan Cruyff. În următorul sezon, Ajax a fost preluată de antrenorul român Ștefan Kovács. Păstrându-l în echipă pe Cruyff, fiii zeilor și-au apărat titlul în Cupa Campionilor și în următorii 2 ani. Cu 3 titluri consecutive, Ajax s-a înscris în mega selectul club al echipelor ce au primit dreptul de a păstra faimosul trofeu la ei în galerie. Conform regulamentului, doar cineva care se impune 3 ani la rând sau de-a lungul timpului a triumfat de cel puțin 5 ori are dreptul de a lua acasă trofeul Ligii Campionilor. Din acest cerc exclusivist mai face parte Real Madrid, AC Milan, Liverpool și Bayern München. În continuare, lăncierii au așteptat mai mult de 2 decenii pentru a triumfa din nou în Champions League. În sezonul 1994-1995, olandezii au înfrânt-o în ultimul act pe Milan cu 1-0. Introdus pe teren în minutul 70, peste un sfert de oră, puștiul Patrick Kluivert a marcat unicul gol al partidei. Nici acest triumf n-a decurs fără implicarea unui român, așa cum acea finală a fost arbitrată de către Ion Crăciunescu. Și dacă totuși venise vorba, merită să menționez că de-a lungul timpului 4 români au purtat tricoul lui Ajax. E vorba despre Cristi Chivu, Bogdan Lobonț, George Ugăraru și Nicolae Mitea. Iar mai nou nu e secret pentru nimeni, din sezonul următor această listă va fi completată și de Răzvan Marin. Și din nou a fost nevoie de alte 2 decenii ca fiii zeilor să se întoarcă în epicentrul fotbalului. Mai întâi aceștia au ajuns până în finala Ligii Europa, unde au fost învinși de către Manchester United. Cam mai apoi, în sezonul curent, să producă o surpriză de proporții mai colosale. La momentul realizării acestui filmuleț, Ajax este cu un pas în marea finală a Ligii Campionilor, după ce s-a impus în deplasare cu 1-0 în fața lui Tottenham. Olandezii au început să ne cucerească odată cu remiza din grupe cu 3-3 contra lui Bayern. Apoi, rând pe rând, au fost eliminate Real Madrid și Juventus. Sunt sigur că, indiferent de rezultatul din returul de pe 8 mai, Ajax va rămâne cea mai frumoasă surpriză a anului 2019. O fi oare Erik ten Hag motivul succeselor? Antrenorul olandez le-a permis tinerilor jucători să se descopere din plin și să progreseze de la meci la meci, dar totodată oferind șansa unor jucători mai experimentați de a-și reanima cariera după câteva sezoane de stagnare. Aici e vorba despre Dusan Tadic, Daley Blind și, de ce nu, veteranul Klaas-Jan Huntelaar. Însă, în opinia mea, cred că totuși cel mai impresionant lucru legat de Ajax este densitatea uluitoare de tinere vedete. Matthijs de Ligt,
Frankie de Jong, Donny van de Beek, David Neres, Andre Onana, Hakim Ziyech sau Casper Dolberg. Cred că fiecare dintre cei enumerați este capabil să facă față în orice echipă a Europei. Am o singură neliniște, că din sezonul viitor această echipă nu va mai fi la fel de puternică. Cred că e previzibil faptul că din vară o mare parte din jucătorii enumerați vor pleca, așa că prieteni, live the moment! Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching. Cam atât pentru astăzi. Dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă pentru a nu pierde niciun episod de pe canalul nostru și nu uitați principalul. Iubiți sportul. Pe curând. Just